Cei mai mici locuitori ai comunei Poiana Stampei se află în vacanța de vară, dar au toate motivele să își dorească să se întoarcă la școală cât mai repede. Vorbim despre cei din învățământul preșcolar, care se bucură de acum de una dintre cele mai moderne grădinițe din județul Suceava și nu numai. Pe parcursul zilei de duminică, aceasta a fost inaugurată oficial în prezența autorităților locale, a șefului Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a proiectantului edificiului, dar și a constructorului care s-a ocupat de realizarea lucrărilor. Iată-ne astăzi la un moment festiv, la un moment de bucurie, în prezența domnului inspector general al județului Suceava, inspector general școlar, domnul Cucireanu, care a venit împreună cu consilieri județeni, a venit împreună cu proiectanți, cu constructori, pentru a ne bucura cu toții de această investiție care se aliniază celorlalte investiții în educație pe care le-am implementat și pe care le vom implementa în continuare. Ne bucurăm de această grădiniță, program prelungit, mult așteptată de părinții din comuna Poiana Stampei și nu numai. Și sperăm ca prin doamna director și doamnele educatoare care vor activa aici și vor avea serviciu aici, să avem bucurie și să avem copii minunați, educați, crescuți și să devină mândria localității noastre. De altfel, atât proiectantul noii grădinițe, formată din parter, etaj și mansardă, cel care s-a ocupat și de celelalte edificii educaționale ridicate pe raza comunei, cât și constructorul, au fost recompensați de administrația locală cu diplome și distincții pentru seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă. Putem spune că aici avem un campus școlar de invidiat, un campus școlar care, sau cu care s-ar mândri și localități urbane, nu mai din județul nostru, ci și din țara noastră, și poate și, să știți, din alte țări. Mă uitam la dumneavoastră și vedeam că sunt poate mai mulți bunici aici în curte decât părinți, de aceea vă îndemn să mergeți acasă, să le spuneți copiilor, nepoților dumneavoastră, că aici la Poiana Stampei există condiții extraordinare de educare a tinerii generații și că pot beneficia, așa cum spuneam, de tot ce este mai bun în creșterea și dezvoltarea lor. Grădinița cu program prelungit din Poiana Stampei beneficiază nu doar de o clădire modernă, ci și de dotări pe măsură, săli de clasă spațioase, bine luminate și cu mobilier de ultimă generație. Grădinița are și o sală de mese, vestiare pentru primirea celor mici și grupuri sanitare adaptate vârstei celor care îi vor păși pragul. La inaugurarea ei au ținut să fie prezenți și o mulțime de localnici care, după slujba de sfințire a instituției educaționale, au fost invitați să o viziteze, mulți dintre ei regretând că nu mai sunt pitici. Un obiectiv pe care mi-l doream de mult timp și nu numai eu, ci și mămicile și toți părinții din localitatea Poiana Stampei. Iată, astăzi tăiem panglica pentru această investiție, o investiție derulată prin fonduri europene, valoarea lui de 500.000 de euro, finanțare integrală de la Uniunea Europeană. Termenul de execuție a fost de un an de zile, constructorul foarte serios s-a încadrat în acest termen și mulțumim pe această cale pentru seriozitate. Rar mai găsești în ziua de astăzi constructori și proiectanți serioși care să pună suflet în ceea ce fac. Investițiile noastre în educație nu se opresc aici, pentru că în curând vom semna contractul de execuție lucrări pe un proiect major de modernizare a infrastructurii educaționale în comuna Poiana Stampei, un proiect în valoare de 1.400.000 de euro derulat prin POR, care va fi reabilitată integral toată infrastructura școlară, terenuri de fotbal, clădiri, extinderi și tot ce deține școala. Noua grădiniță din Poiana Stampei va porni la drum în anul educațional 2019-2020 cu un efectiv de 60 de preșcolari.